Primăria Suceava nu va mai autoriza înființarea de noi centre comerciale în fosta zonă industrială a Sucevei de pe calea Burdujeni, până când nu va fi rezolvată problema traficului rutier. O primă investiție care va fi blocată de această decizie se pare că este cea de înființarea unui bazar privat. Blocajele de circulație din zona comercială și timpul tot mai mare petrecut în trafic sunt calvarul multor suceveni. În acest context a și fost făcut anunțul de către primarul Sucevei, Ion Lungu. Un lucru este cert, aș spune aici public, nu vom mai da niciun fel de autorizație de funcționare, de construcție în zona comercială până nu clarificăm traficul din zonă. Aud că se dorește să facă un bazar privat la fosta fabrică Mobstrat, la fabrica Mobstrat cea mai rămas din Trânsa. Deci atenționez din start că primăria municipiului Suceava nu va mai da nicio autorizație funcționare acolo în zonă până nu vom clarifica cu traficul. Avem un studiu de trafic în lucru, așa cum se știe, avem un studiu de oportunitate pentru realizarea unui pod nou, finalizarea rutei ocolitoare numărul 1, demararea lucrărilor la ruta ocolitoare numărul 2. Vă spun foarte clar, până nu terminăm lucrările în zonă, primăria municipiului Suceava nu o să mai dea niciun fel de autorizație pentru alte centre comerciale în zonă, pentru că efectiv blocăm circulația, ne sufocăm. Deci atenționez pe cei care tot aud că chiar se lucrează acolo, nu a venit nimeni la primărie oficial să ceară aprobare, deci primăria municipiului Suceava nu va mai da niciun fel de autorizație pentru un alt centru comercial până nu rezolvăm traficul în zonă.